Se intonează intonațional al României. Thank you.
pentru a vă crea o imagine de ansamblu a conflictului care a condus la doar un model de uniformă comar care este, considerăm noi, pretrase. Thank you.
Ordonanța 7.
Iată, vine toamna, draga mea, se aurește geana de la clanță, eu mă frig pe buze cu cafea și aștept să-mi dai o ordonanță. La bufetul unde bea parachiu, fata nu mai vin de una mică, i-a lăsat paftaua și chiviu, dar de ordonanță îi e frică. Ce poet frumos, dar fără bani. Nici la bloc nu și-a plătit restanța, era plătit ani acum 2 ani, dar a scris poezii cu ordonanța. Parcă-s eu și parcă n-aș fi eu, ci poetul trist de la Constanța, martor este bunul Dumnezeu că nevasta mea e ordonanța. E amintire a zetărești de la Cluj, de acum 10, poate 15 ani, țin minte că un soldat foarte îndrăgostit i-a scris iubitei acasă în fiecare zi câte o scrisoare. Când s-a lăsat la vatră și-a mers în sat și-a găsit iubita măritată cu poștașul. S-a întors la unitate, hotărât să facă o carieră militară. Sunt sub locotenent, stăpâna mea, înalt, frumos și fără remușcări. Mă vând o noapte pentru dumneata să-mi bată floarea vinului în nări. Sunt tam într-un amor și sunt discret, rup inimile veste înșelate, locotenent boemi și desuet, ce n-ai venit și când mai multă noapte. Știu că de rost arestul și vădarea. Întreaga mea avere sunt ani. Femeile nu-și mai ascund mirarea cât de puțin câștigă căpitanii. Se duce viața dulce mea stăpână, am ceva bani, ca orice muritor. Iubita tinereții mi-e bătrână și nu-i mai place gradul de maior. Mai e ceva ce nu pricep de fel, un soi de bucurie cu tristețe. Nu-i nici locotenent, nici colonel, iar văduvele vor la bătrânețe. Am funcție și grad stimată doamnă de colonel, dar vremurile sunt grele. Mă vor primi pe pensie la doamnă, noroc că-mi dau pantofi cu găurele. Sunt general, mi-am împlinit destinul, prietenii mă văd un om potent, femeile degustă iar și vinul și pleacă încet spre vreun locotenent. Și dacă am dat cuvântului și-a lăsat cuvântului, zâmbetul și-a zâmbetului, să dăm și cântecului și-a cântecului, din Ardeal, un cântec la fel de iubit și de uteni și de mărățeni, și de Ardeleni și de Moldoveni. Drumul Gării din Petrean și o fată de Ardelean. Oh.
nu-i bună pace. E vin destul la masă și de caldă pâinea ca în zilele din tâi, nu ținem plin la ușa deschisă de la casă, ci ți-o aștept de patru cu ceasă să rămâi, să recunoști trecutul din sfintele frisoare, iubire de mâine și pasul avântat. De aceea eu, copil al României brave, port haina asta simplă și aspră de soldat. La mulți ani, cinstire, onor și respect armatei României. Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit la momentul culminant al serii în care vă vom prezenta vedeta evenimentului, noua uniformă militară Bombard, armate României și ținuta de luptă mult protectoare a forțelor pentru operații speciale. Thank you.
Thank you.
activitatea de sărbătorii. Am tot respectat să adunite țeacuri. M-a bucurat și mă bucură foarte mai mult acum când le văd cu ochii
gama, m-a cumpărat emulația sistemită în jurul acestui proiect. Țin să folosesc oportunitatea pentru a mulțumi, în primul rând, celor ce au venit cu această abordare modernă pentru dotarea armatei noastre cu noua uniformă. Generalului Ciucă, șeful statului major general, în primul rând, pentru că l-am simțit investind personal în acest proiect, de la început și pe parcurs, dar și celor care au produs cele 436 de costume, aceia care lucrează în modulul ateliere, deci care au făcut acest efort din interiorul armatei, fără a mai fi nevoie de vreo, fără a se răpune problema de presiuni bugetare suplimentare. Cred că și acolo este un exemplu de relansare a utilizării folosului nostru în condiții folosului armatei, în condiții avantajoase a competențelor care există pe o gamă largă de specializări în armata noastră. Țin să mulțumesc în chip aparte și să îmi mărturisesc emoția la revederea maestrului Gheorghe Zanfir. Nu pot să spun decât că este în continuare inegalabil. Emoția și bucuria revederii cu domnul colonel Ovidiu Purdea Someș, cu harul său inegalabil al rostirii, cu vocea sa de aur, și domnului Alexandru Ciucu, țin să-i mulțumesc în chip aparte, sunt convins că ar fi fost imposibil să ajungem la acest tip profesionist de prezentare, practic de modă, chiar pe o temă serioasă, fără sprijinul și orientarea domniei sale. Din partea uneia care se va rezuma la a privi această uniformă, o spun cu regret, nu aș merge mai departe, nu mi-am propus să fac vreo publicitate aparte pentru acest produs, cu atât mai mult cu cât urmează etapa de achiziție, nu vreau să mă antepronunț. Ceea ce am urmărit, obiectivul acestei serii, elementului din această seară, a fost pur și simplu să vă convingeți direct cu ochii dumneavoastră dacă proiectul acesta este reușit. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au susținut, tuturor celor care au manifestat interes pentru acest proiect, tuturor, din tot sufletul, la mulți ani! Doamnelor și domnilor, evenimentul de lansare a uniformei militare combat a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare.